Factura la gaze pe luna ianuarie 2022 este din nou aproape dublă față de cea din luna decembrie. Pentru perioada 1-31 ianuarie 2022, valoarea este de 160.637 de lei, adică aproximativ 32.000 de euro. O factură care, mă rog, a sosit inopinant și neașteptat pentru toată instituția, având în vedere un consum mai mic decât cel raportat în aceeași perioadă a anului trecut. Am observat la această factură că furnizorul a mai crescut prețul inițial cu un procent de încă 27%, deci discutăm de o creștere totală de 106% față de aceeași perioadă a anului trecut. Situație de deloc neglijabilă, având în vedere faptul că un edificiu ca și Castelul Peleș, Castelul Pelișor, pe care instituția le administrează, necesită măsuri importante de conservare și prezervare, situație care necesită de asemenea funcționarea după un program bine stabilit a instalațiilor de încălzire. Într-o iarnă mai blândă, cum a fost cea din 2019, când temperaturile nu au coborât la minus 24 de grade, facturile au fost de 48.000 de lei la gaze și 18.000 de lei la curent electric. Instituția să discute și să analizeze această factură într-un consiliu de administrație, coroborat cu ordonatorul principal de credite care a fost informat la data curentă despre această factură și găsirea unor măsuri cât mai bune, cât mai rezonabile pentru ieșirea din această criză. Care ar fi măsurile pe care le-ați putea găsi? Se impune o situație de restriște, de a nu putea plăti salariile angajaților și așa mai departe? Evident că un impact așa de mare asupra bugetului instituției necesită niște măsuri suplimentare, astfel încât instituția să funcționeze, instituția să-și poată să-și plătească și celelalte utilități, instituția să poată să plătească salariile angajaților și implicit chiria către Casa Regală a României. Nu pot să vă spun în momentul de față ce măsuri sau cum vom gândi aceste măsuri. Oricum, va fi analizat tot procesul economic. Dacă nu există soluții concrete de rezolvare a situației, probabil că se va ajunge și la soluții limită în ceea ce privește plata salariilor angajaților Muzeului Național Peleș. Evident că un impact așa de mare asupra bugetului instituției necesită niște măsuri suplimentare, astfel încât instituția să funcționeze, instituția să-și poată să-și plătească și celelalte utilități, instituția să poată să plătească salariile angajaților și implicit chiria către Casa Regală a României. O factură colosală a fost emisă și pentru curentul electric. Vorbim despre o factură emisă în luna ianuarie pentru perioada lunii decembrie, care în valoare cumulată este undeva la 23.000 de lei, dar aici creșterea a fost ceva mai mică, având în vedere că nu a intrat în calcul prețul, în totalitate prețul majorat, adică a fost o perioadă calculată cu un preț mai mic și cu prețul anterior și perioada pentru care consumul s-a calculat cu prețul mai mare. Rămâne de văzut ce vom primi în luna februarie pentru consumul lunii ianuarie. Sistemul de încălzire al Castelului Peleș a fost realizat acum aproape 130 de ani de către specialiștii coordonați de majestatea sa regele Carol I. Este un sistem complex ce nu poate fi parțial întrerupt pentru a face o eventuală economie. Nici nu ar fi posibil pentru că ar aduce pagube enorme construcției și bunurilor culturale din interior. E greu pentru toată România. România trebuie să ajute acest palat, pentru că acest palat face din istoria României parte. Și dacă tot ne dăm mari că suntem așa patrioți, ar trebui să ne dăm girul, măcar o pietricică în marea datorie a țării noastre. Să ajutăm cu puținul care îl avem. Păcat că se întâmplă lucrurile astea, ce să spun. Ar trebui să sprijine, practic, instituțiile de cultură emblematice. Asta, da. Avem asta, pretenții ca da, să venim, dar nu dăm nimic. Da, nimic. Și aș fi vrut să spun că este un edificiu frumos, acest palat, care noi venim de 30 de ani aici și îl vizităm și ar fi păcat să întâmple ceva ca să nu mai putem, să nu mai poată funcționa. Ar trebui, totuși, să se mai scadă din valorile, să fie susținut de stat, mai ales că este în patrimoniul nostru, da, a României. Foarte scumpă lumina. Da. E foarte greu. Salariile n-au crescut. În schimb, toate lumina s-a scumpit.
O astfel de clădire nu poate să-și întrerupă căldura pentru că ar strica obiectele de patrimoniu. Normal, normal, că aici e o valoare, e o valoare istorică. Da, e foarte frumos. Centrala unică a castelului funcționează mai bine de 16 ore pe zi pentru a păstra temperatura constantă în cele 162 de încăperi care adăpostesc valoroase obiecte de artă.